Jobb fegyvere a mikrofon. Ja, 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 ja.
can't control it, dear. To the days that I can spend with you. I promise I will care for you and be there just as long as you will need me. There's a long road to travel, and I've never been down that road before. I'm driving blind.
Bună ziua, bună seara! Dacă am zis că facem politică altfel, înseamnă că începem la timp scurtul nostru eveniment. Vreau să-i rog pe toți cei care ne-au făcut plăcerea și onoarea de a fi azi aici să intre în sală, să ne asculte cu răbdare și noi promitem să vorbim cât mai puțin, deși eu sunt ca un jucător care a fost suspendat 3 ani pe nedrept și acum sigur simt nevoia să vorbesc mai mult, însă voi face eforturile necesare. În primul rând vreau să spun bună seara și mulțumesc tuturor celor care au acceptat invitația noastră și aici mă refer la reprezentanții Corpului Diplomatic, la reprezentanții ai sindicatelor, ONG-uri și reprezentanții ai societății civile care știu și pe bună dreptate n-au o mare iubire față de politică, nici față de mine. Invitații noștri din zona mediul de afaceri cu care am colaborat și cu alături de care am încercat să schimbăm câteva lucruri în România. Avem și câțiva prieteni pe plan internațional, cei care s-au interesat de proiectul nostru politic, pe vremea când încă nici noi nu eram siguri că va fi un proiect politic, și le spun tuturor bun venit. Le mulțumesc în mod special pentru faptul că au venit într-o zi nelucrătoare, dar după cum știți, în România sunt atât de multe zile nelucrătoare, încât ar fi fost mult mai dificil să găsim una lucrătoare în care să ne lansăm proiectul. Și mediul de afaceri sunt convins că va fi singurul care îmi va da dreptate din acest punct de vedere. În rest, vreau să mulțumesc în mod special gazdelor noastre de la Camera de Comerț și Industrie a României. Am ales această sală, sigur, cu o conotație un pic sentimentală. În 2011, aici, în această sală, am lansat alături de o parte din colegii care sunt și azi aici, alții nu, programul economic al Uniunii Sociale Liberale. Și dacă mă întrebați din acea perioadă, cu siguranță domeniul în care am reușit cel mai mult a fost domeniul social și economic. Acum, am sacou, dacă îmi dați voie totuși că o să mă încălzesc ca și dumneavoastră foarte repede și rog pe domnul profesor să mă ajute, mulțumesc. Vreau să vă spun câteva cuvinte, după care să-i las și pe colegii mei cofondatori ai acestui startup party, pentru că Pro-România este un startup party. Este un proiect pe care l-am pornit alături de Daniel Constantin și Sorin Câmpeanu și la care s-au adăugat câțiva oameni care până la urmă cred în proiectul nostru. Termenul de startup cu siguranță e mai mult sau mai puțin cunoscut, însă vreau să explic că înțelegem să facem un alt tip de construcție politică orientate către schimbările pe care societatea românească cu siguranță le va avea. Că ne place, nu ne place, că ținem sau nu pasul, societatea românească se va schimba, așa cum se schimbă în general societatea la nivel mondial, în primul rând prin schimbările tehnologice și nu știu cât de multă lume va vedea la televizor ceea ce facem noi astăzi, nu că nu ne-ar da cineva la televizor, dar probabil cei mai mulți se vor informa online, vor încerca să dezbată, să participe la ceea ce înseamnă dezbaterile despre viitorul societății noastre. Este un proiect pornit de 3 oameni care am activat în cea mai mare companie politică din România. Am mers pas cu pas, am ajuns în partea de leadership, de conducere, am exercitat conducerea acelei companii și aici când spun companii mă refer la un proiect, ce anume la USL, nu doar la PSD, PC sau PNL, și care suntem convinși că pentru o societate care se schimbă este nevoie de o politică care să țină pasul cu schimbarea. Suntem de asemenea convinși, și nu o spunem neapărat cu plăcere, că marile partide tradiționale au o incapacitate structurală de a se schimba, de a se adapta. Și asta vă spune cineva care a încercat să schimbe un mare partid politic și care, atunci când am abandonat ideea de schimbare, am pierdut și eu, a pierdut și partidul respectiv. Vreau să spun de asemenea
că este o opinia noastră și rămâne să vedem cât de mult sunt de acord cu noi, că în fața acestei incapacități politice de a ține pasul cu schimbarea societății, un proiect tip startup, mic, cu oameni mai puțini, cu resurse mici, cu riscuri mari, poate să producă beneficii pentru toți cei care suntem beneficiarii schimbărilor sociale. Și când văd că 80% din români sunt nemulțumiți de clasa politică, după care 50% din cei 80% nu vin la vot, după care cei 30% care vin la vot votează tot cu partidele vechi, că n-au cu cine vota. Și atunci cred că este obligația noastră, pe baza unei experiențe pe care am avut-o, pozitivă și negativă, de a oferi această alternativă. Așa încât Pro-România, Startup Party, oameni puțini, dar sper de bună calitate, cu o experiență din care încercăm să repetăm partea bună și nu cea rea, și cu dorința de a ne orienta politicile pentru schimbările pe care societatea românească le va trăi, indiferent de voința noastră sau nu. Vreau să vă spun că am, într-adevăr, un mare regret față de faptul că România a trecut printr-o criză socială și economică înainte de anii 2000, a părut că a învățat, după care am repetat-o în anul 2010. Iar acum, deși societatea s-a schimbat, deși avem alt potențial, în 2020 s-ar putea să ne trezim în același loc. S-ar putea să ne trezim din nou că politici populiste nu pot fi susținute, s-ar putea să ne trezim din nou că oameni care nu se pricep vin la decizie, că regula principală este doar obediența și sprijinul unui sau apartenența la un partid politic. Ori eu cred că România poate să evite în 2020 repetarea scenariului 2010 sau 2000, cu condiția să aibă o variantă de a face politică care să țină pasul cu ceea ce se întâmplă în economie, în societate. Acum economia, societatea sunt mult înaintea politicii și noi cei de aici, mai tineri, mai puțin tineri, cu mai multă sau mai puțină experiență, încercăm să prindem din urmă societatea și clasa politică să nu fie o frână pentru dezvoltare, ci să fie un element catalizator și un element care să mă ajut. Unde e doamna Andronescu? Cum se numește substanța care grăbește fenomenele chimice? Așa, catalizator. Vreau să spun că la acest proiect startup am reușit destul de repede să conving câțiva din cei care au făcut parte dintr-o echipă guvernamentală, performantă, spun unii, mai puțin performantă din punctul meu de vedere decât ar fi trebuit să fie, că m-am bucurat să văd că în ultima săptămână 5.000 de oameni care nu ne cunosc decât din opinia publică s-au înscris în partid. Vreau și îmi doresc să vină alături de noi, să devină acționari la acest startup party și cei care astăzi sunt invitați aici, din mediul de afaceri, din zona socială, nu neapărat să deveniți membri de partid, nu asta este scopul meu. De altfel, Pro-România vreau să fie și vrem să fie prima formațiune politică în care nu doar membrii decid. Toate deciziile importante vreau să le facem prin consultare cu cei care nu sunt membri, dar care vor fi afectați în mod direct de către deciziile politice. Repet, știu destul de bine din ultimii 15 ani ce înseamnă o decizie politică care se ia pe un criteriu și pe o disciplină de partid și de aceea cred că obligația noastră este să schimbăm acest sistem și sper că ne veți fi parteneri fără să fiți membri ai Pro-România în aceste proiecte. Am învățat că orice proiect startup are nevoie de trei lucruri, și anume de o viziune, de o idee. Care e viziunea noastră? Ce propunem diferit de ceea ce s-a făcut până acum? De niște proiecte concrete și de o echipă de oameni. Nu poți face nimic singur, nu poți face nimic doar din vorbe fără proiecte, dar nu poți face nimic dacă nu arăți ce faci altfel față de ceea ce există în acest moment. Din punctul nostru de vedere, și aici sigur e un punct de la care am pornit și nu vreau să mă repet prea mult, dezvoltarea României depinde de capacitatea clasei politice și a decidenților politici de a ține pasul cu dezvoltarea tehnologică, cu dezvoltarea economică și socială. Vreau să cred că o dezvoltare predictibilă, stabilă, fără sincope, să nu ne mai comportăm de fiecare dată ca în meșterul Manole, construim ziua, noaptea distrugem,
cred că este singura soluție prin care România poate să avanseze spre un tip de dezvoltare europeană. Și vreau să spun de la început că cei care am format acest startup politic avem o gândire europeană și credem că apartenența României la Uniunea Europeană este un mare avantaj, iar obligația noastră este să ne batem în cadrul Uniunii Europene, nu cu Uniunea Europeană, pentru lucrurile importante pe care le considerăm în interesul și pro-România. Am ales denumirea de pro-România, nu mi-aparține ideea, dar l-am felicitat pe Daniel pentru ea, pentru că, după cum știți, în politica din România, și eu știu cel mai bine, totdeauna se câștigă contra. Dacă ești contra PSD, dacă ești contra lui Iliescu, noi am câștigat că eram contra lui Băsescu, Năstase și așa mai departe. Sigur că votul contra e important și nu o să-mi fac iluzii că se va schimba acest lucru. Dar cred că un nou proiect politic are obligația de a veni cu ce suntem pentru. Și suntem pentru ideea că putem să folosim potențialul din România pentru dezvoltare stabilă, pentru lucruri pe care oamenii toți le acceptă că vor veni în viitor, mai puțin cei care au puterea. Cei care au puterea, cred că putem să oprim societatea, să stea în loc. Putem să dăm tot timpul din ce în ce mai multe pensii, salarii și să muncim mai puțin. Că putem să ne supărăm pe cei din afară care fac investiții atât timp cât nu le facem noi. Că putem să mergem totdeauna numai cu taxiul și cu niciun alt mijloc de transport modern. Că putem să luăm voturi doar din zona celor care seara se așează la televizor și că cei care se uită pe telefon sau pe tabletă, oricum nu contează, că nu votează. Lucrurile acestea contra cuiva, știu, totdeauna e de vină cineva din afară, cred că reprezintă principala frână în dezvoltarea noastră și cu Pro-România aș vrea să arătăm cum putem să-i mobilizăm și să mobilizăm energiile pozitive, să considerăm că oricine investește în România este pro-România, că oricine plătește taxe în România este pro-România, că oricine vine în vizită în România și sigur cheltuie bani în România este pro-România, că oricine se gândește la modul în care societatea noastră va arăta în perioada foarte apropiată este pro-România. Am fost și voi rămâne aici, sigur, se pot schimba multe lucruri, dar așa am intrat în politică și așa cred că voi rămâne un om politic social-democrat de centru-stânga. Pe de altă parte, foarte mulți au spus că am condus cea mai liberală guvernare în mod serios, consecvent, din ultimii foarte mulți ani. Așa încât am învățat un lucru, nu trebuie să abdici de la principiile și ideologia pe care, în care crezi și în care până la urmă ai crescut. Dar trebuie să înțelegi că o societate în secolul 21, în anii 2020 încolo, nu se va conduce cu ideologii rigide, nu poate să facă nici pași înapoi, să ne întoarcem la socialism, la naționalism extremist. Putem de fiecare dată, în actul de guvernare, să promovăm politici adaptate la schimbarea tehnologică. Așa încât în proiectele pe care colegii mei le vor promova în perioada următoare, aș vrea să găsiți numai proiecte de viitor și niciunul din trecut, pentru că, după cum ați văzut în ultima perioadă, în România vorbim numai despre trecut. Ce a fost acum 10 ani, ce a fost acum 20, cum să facem familia ca acum 1000 de ani, cum să... Și eu cred că noi, acest startup party, care nu ne propunem să luăm 50%, să guvernăm imediat, singur, exclusiv, fără nimeni, în perioada următoare, avem acest lux de a vorbi despre viitor, chiar dacă nu există o majoritate în acest moment a celor care cred în proiecte de viitor, dar toată lumea va suferi deciziile pe care le luăm acum. Am spus de o viziune de schimbare și o să prezint atunci când îi prezint pe colegii mei care pornesc la drum la acest proiect, o să spun câteva din lucrurile cele mai importante în domeniul fiecăruia, însă vreau să vă spun că am început viața politică într-un loc, așa cum v-am spus, am crezut și am militat în acel loc că schimbarea și progresul este soluția,
când am renunțat la aceste idei ca să obțin voturi în 2014, am luat bătaie. Și lucrul ăsta e o lecție pe care e bine să o primești la timp, niciodată prea târziu, e adevărat, dar care mi-arată că în viitor, dacă vrem să avem consecvență și respect, nu putem să ne întoarcem niciodată. Sper ca la această echipă să se alăture oameni care acum sunt în alte partide politice și cu care am lucrat foarte bine și care, din diferite motive personale sau profesionale, preferă să stea în locuri în care nu se simt bine. Vreau ca la această echipă să nu se adauge oameni care au reprezentat și reprezintă în politica din România, baronetul, oprișanii, cei care sunt tot timpul la putere și de fiecare dată ne duc înapoi, niciodată înainte. Vorbesc din propriile mele greșeli, mai mult decât din propriile mele realizări și ăsta e un lucru important. Vreau să spun însă că vrem să nu doar să facem opoziție. După cum ați văzut, în România, opoziția nu este o alternativă. Există opoziție, dar nu este o alternativă. Vreau de fiecare dată când criticăm o măsură politică să explicăm cum am face noi mai bine. Vreau de fiecare dată, dacă adoptă PSD, PNL, cine o fi, o decizie bună, să o sprijinim. Nu vreau să fim contra doar pentru că nu este ideea noastră sau pentru că n-am avut noi forța politică să o promovăm. Vreau să, și din punctul ăsta de vedere, o să vedeți un proiect diferit. Uneori, sigur, toată lumea, dacă vom zice că e ceva bun într-o parte, o să zică că ne-am dat cu ceilalți. După cum ați putut să vedeți, putem să criticăm pe toată lumea atunci când avem dreptate și putem să sprijinim proiecte și să implementăm proiecte, ceea ce în România nu mai există în acest moment. O să cred și o să ne adresăm, sigur, știu că și în politică, ca și în fotbal, există galerii, oameni care sunt convinși doar că, de faptul că doar echipa lor are dreptate și mai ales trăiesc în ura față de toți ceilalți. Nu-mi fac iluzii că o să-i convingem foarte ușor. Dar, de asemenea, cred că există o majoritate tăcută a celor care în acest moment consideră că politica este o frână pentru dezvoltarea societății și dacă noi putem să fim catalizatorul, cu siguranță că atunci îi vom convinge să devină acționari la acest startup politic. Am promis că nu vorbesc mult și oricum îți mai vorbesc o dată când îi prezint pe cei care sunt primii alături de noi, alături de cei trei fondatori, dar vreau să mai spun un singur lucru. Sunt social-democrat, dar cred în elite. Și cred că o societate nu poate să progreseze scoțând în față mediocrități. Analfabeți, politic, oameni care se califică pe un singur criteriu al obedienței și credinței față de o structură politică sau de un lider politic. Din acest motiv, mi-aș dori ca în acest proiect să am alături oameni care știu să vorbească și limba română, și limba engleză, și care au cunoștințele și au avut ocazia să se certifice în domeniul în care au activat, și care simt sau au curajul, ceea ce foarte mulți nu au, sau dorința, de a pune în viața publică ce lucrurile importante pe care le-au făcut în zona privată. Am făcut această introducere pentru că vreau să-l chem la microfon pe celălalt cofondator, unul din cei trei cofondatori, pe Sorin Câmpeanu, care cred că poate să aducă alături de, cum zicea domnul Iliescu, că sunt, nu mai sunt, m-am maturizat, e adevărat, dar cred că Sorin poate să aducă aceste echipe un tip de acces și de prezența elitelor de care România n-a avut niciodată mai multă nevoie decât astăzi. Încă o dată mulțumesc. Asta a fost discursul lung și Sorin, te rog să iei cuvânt. Am înțeles, mulțumesc, Victor. Distinși invitați, dragi colegi, vă mulțumesc pentru această oportunitate, vă mulțumesc pentru că ați răspuns într-un număr atât de mare invitației noastre. Dacă mi-a lansat această provocare, aș vrea să mă refer din perspectiva unui membru al comunității academice naționale și internaționale. La nivelul acestei comunități academice nu putem să facem altfel decât să susținem
implicarea cât mai susținută a elitelor, a mediului intelectual, la orice nivel de decizie. Este, după părerea mea, mai mult decât evident că pentru a gestiona lucrurile într-un anumit domeniu este nevoie de viziune, este nevoie de profesionalism, este nevoie de pregătire. Acestea sunt opuse diletantismului și din această perspectivă susținem implicarea mediului intelectual, mediului academic, la orice nivel de decizie, cu atât mai mult cu cât în ultimul timp am observat că nu sunt foarte dornici să intre pe acest palier. Mai mult decât atât, nu pot să nu confirm ideea că mediocritatea naște mediocritate, nu poate genera altceva, că mediocritatea nu poate conduce niciodată la rezultatele pe care le așteptăm, în niciun domeniu. A făcut referire la domeniul internațional. Din această perspectivă, aș vrea să vă spun că Pro-România susține identitatea, cultura și limba română, promovând în același timp cu toată fermitatea vocația pro-europeană a României. Este un lucru esențial pe care l-am stabilit cu toți. În același timp, pentru a gestiona corect riscurile și provocările de securitate, susține parteneriatul transatlantic. Toate aceste lucruri trebuie făcute, așa cum am spus, cu profesionalism de către profesioniști. Nu este întotdeauna cel mai simplu lucru să îmbine aceste trei elemente. Identitatea și cultura națională, vocația pro-europeană și parteneriatul transatlantic. Tocmai de asta este nevoie de profesioniști. Cred că este nevoie de un proiect de țară post-integrare, acum la 10 ani de la momentul intrării în Uniunea Europeană, în care să putem evalua ce ne-am dorit, ce avem. Este nevoie de un proiect de țară prin care să ne poziționăm corect la nivel regional, să putem oferi partenerilor noștri oportunități, fără a ne căuta neapărat dușmani. Toate aceste lucruri sunt idei pe care Pro-România le susține. Toate aceste lucruri pot fi realizate prin pregătire și pentru asta școala, nu pot să nu spun de școală, este un element absolut esențial. Vă mulțumesc pentru atenție și o să-l introduc și eu la rândul meu pe cel de-al treilea fondator al acestui startup politic, pe inițiatorul ideii de Pro-România, Daniel Constantin, care, spre deosebire, sunt convins, spre deosebire de mine, n-are nevoie de altă prezentare. Mulțumesc! Înainte de toate, aș vrea să-i mulțumesc foarte mult lui Sorin Câmpeanu pentru introducerea frumoasă pe care a făcut-o și aș vrea să îmi permite să-i salut și eu pe invitații noștri de astăzi, în special pe excelențele sale, doamnele și domnii ambasadori care au onorat invitația noastră. Mă bucur foarte tare, cred că ar fi onorat și alte invitații dacă ar fi fost făcute la alte congrese sau evenimente politice care au avut loc în ultima perioadă. Din păcate, nu știu câte invitații au fost lansate atunci. În egală măsură, aș vrea să-i salut pe prietenii noștri din zona oamenilor de afaceri, partenerii noștri sociali cu care am lucrat foarte bine, fiecare dintre noi, cei care sunt astăzi în față, atunci când am avut poziții de responsabilitate publică. În egală măsură aș vrea să-i salut pe colegii din Pro-România, să le mulțumesc pentru răbdarea de care au dat dovadă. Acum a venit momentul despre care am vorbit de foarte mult timp, mai ales în ultimele luni, să pornim ceea ce se lansa, dacă vă mai amintiți, acum un an fără o zi. Ideea de a face un alt fel de partid, o alt fel de platformă pentru clasa politică. 29 mai 2017 am lansat ceea ce noi spuneam atunci, proiectul politic Pro-România. De fapt, era doar o idee despre cum ar trebui să facem politică altfel. Și mă bucur foarte tare că astăzi, alături de Victor Ponta, de Sorin Câmpeanu, nu mai vorbim doar de o idee. Deja avem o echipă de specialiști pe care o aducem în fața dumneavoastră, în fața cetățenilor, cu care vrem să demonstrăm că se poate guverna bine. Eram atunci, dacă vreți și dacă vreți să parafrazez pe cineva, un om de stat care spunea zilele trecute, doar o echipă mică de șobolani. Și astăzi aducem în fața dumneavoastră, zic eu, oameni care au demonstrat, nu numai că au vorbit, nu numai că s-au exprimat, nu numai că au obținut voturi, au demonstrat că în România se poate guverna bine. Mai e un lucru în introducere pe care aș vrea să îl spun, cred că l-a spus și Victor Ponta, l-a spus și Sorin Câmpeanu, nu vreau să mă refer foarte mult la zonele politice, dar cred că acesta este foarte important, pentru că am avut o întrebare pe care mi-au adresat-o foarte mulți ambasadori după lansarea de anul trecut, dacă Pro-România este un proiect naționalist.
Pentru că, din păcate, în țara noastră, patriotismul se confundă cu naționalismul și e văzut ca fiind ceva extrem, să spunem așa. Pro-România înseamnă pro-Uniunea Europeană, înseamnă pro-NATO și cred că toți cei care țin la această țară își dau seama că nu pot să fii pro-România, dar să gândești altfel vis-a-vis de Uniunea Europeană sau de NATO. Astăzi cred că această îngrijorare pe care au manifestat-o cancelarile, probabil prin ambasador la acel moment, se îndreaptă către cei care, din păcate, încă mai guvernează această țară. În scurt timp, așa cum vă spunea, Victor Ponta o să prezinte o echipă pe care vrem să ne bazăm în ceea ce înseamnă pentru noi agenda politică 2018-2020. Mă bucur să fac parte din această echipă și să-mi aduc contribuția prin experiența pe care am căpătat-o în domenii cum ar fi agricultura, mediu, dar astăzi vreau să vă spun că vreau să prezint doar câteva idei pe care să le dezvoltăm împreună, în special cu oamenii de afaceri, cu sindicate, despre ceea ce cred eu, credem noi, că este important să cuprindă un program de guvernare după 2019-2020. Din păcate, România este sufocată și cred că nu folosesc un termen foarte dur în aceste zile de ceea ce înseamnă birocrație. Și noi, spre deosebire de alții, vrem să reducem birocrația, nu democrația. Avem câteva idei pe care aș vrea să le prezint într-un mod foarte pragmatic și să lansez, dacă vreți, o platformă de dezbatere, să vă provoc în special pe dumneavoastră. Nu sunt ideile mele, nu vreau să-mi, clamez paternitatea acestor idei, dar sunt câteva idei pe care le-am primit și pe care chiar vreau să le lansez în dezbaterea publică și în cel mai scurt timp să le transformăm în proiect de lege. O idee pe care mi-a dat-o bunul și prietenul meu prieten, apropiatul prieten Florin Jeanu, este legată de ceea ce se întâmplă în mediul de afaceri astăzi și aș vrea ca în perioada următoare să dezbatem și să scriem un proiect de lege care să fie foarte simplu și care în linii mari să spună ceva de genul: orice instituție a statului care solicită de la un cetățean sau agent economic un document care este eliberat de o altă instituție al statului, acest lucru trebuie să fie interzis. Instituția respectivă trebuie să ceară în mod direct de la acea instituție acele documente, astfel încât omul să nu mai fie plimbat de la un ghișeu la altul, așa cum se întâmplă. Un alt colaborator și prieten, Ioana Petrescu, îmi spunea câteva lucruri pe care vreau să le prezint, un lucru care este realitate. În viață se spune că nu scapi de taxe și de moarte. În România se mai adaugă câteva lucruri la acesta și anume, cred că nu reușim să scăpăm, din păcate, de ceea ce înseamnă copia după buletin, 3 copii conforme cu originalul și dosarul cu șine pe care îl cunoaștem cu toții. Acestea sunt lucruri care cred că nu sunt normale în România secolului 21 și cred că obligația noastră a celor care sunt în fața dumneavoastră astăzi, în special oameni tineri, dar și oameni cu experiență, am spus chiar de acum un an de zile că nu vrem să aducem și dacă vă uitați pe sondajele de opinie o să vedeți că ideea de oameni noi în politică este oarecum perimată, iar rămâne în continuare, este necesară, dar nu cred că un proiect numai cu oameni tineri sau numai cu oameni noi va avea succes. Cred că trebuie să găsim acea cale de mijloc, să îmbinăm experiența cu noul, cu suflul nou în politică și cu tinerețea. Deci astfel de lucruri cred că trebuie să ne preocupe și trebuie să le schimbăm în perioada imediat următoare. Românii trebuie să aibă opțiunea să plătească orice taxă cu cardul prin bancă, indiferent unde locuiește sau orice fel de impozit plătește. Vorbeam în aceste zile cu oamenii din mediul de afaceri. Chiar și înainte, și cred că este prezent aici, nu o să dau numele companiei, un coleg care îmi spunea că, din păcate, România este pe penultimul loc în Europa în ceea ce înseamnă tranzacțiile financiare cu cardul. Doar 6,4% din plăți se efectuează cu cardul. Doar Bulgaria, înțeleg că ne depășește în acest clasament, nu mai vorbim de economia subterană și de alte lucruri, și, din păcate, o spun cu regret, statul în ultimul timp, în loc să descurajeze acest tip de plăți, îl încurajează. Plăți numerar și nu plăți cu cardul. Din păcate, așa cum spuneam, toate aceste lucruri pot fi făcute și nu s-a făcut până în acest moment prin interconectarea sistemelor IT. Nu este o chestiune care necesită costuri foarte mari. Dacă vă uitați, orice instituție a statului în momentul de față are o bază de date. Are un sistem IT funcțional, dar din păcate
sistemele diferite nu sunt interconectate între ele, astfel încât să ușurăm activitatea oamenilor. În acest fel, dacă mergeți la un ANOFM și astăzi, o să vă ceară în continuare copii după buletin pentru ajutorul de somaj. Dacă mergeți la poliție, aveți nevoie de certificat de naștere pentru eliberarea buletinului. Dacă mergeți la primărie, vă cere în continuare chitanță pentru plata amenzii de circulație și pentru alte taxe locale. Astfel de lucruri cred că trebuie să ne preocupe și mă angajez alături de colegii pe care îi vedeți astăzi în față să lucrăm. E o problemă orizontală care lovește fiecare sector de activitate. Mă angajez să lucrăm astfel încât viața românilor, viața de zi cu zi să fie ceva mai simplă. Sigur că atunci când vorbim de aceste lucruri, vorbim de procesul de legiferare. Și cu regret am câteva statistici. Vă spun că, din păcate, astăzi nu legiferează doar Parlamentul, legiferează Guvernul cot la cot cu Parlamentul. Situația ordonanțelor de urgență în anul 2017 este dezastroasă, 117 ordonanțe de urgență și cred că sunt toate șansele ca în 2018 acest număr să fie depășit. Nu mai vorbesc de codul fiscal, oamenii de afaceri știu și am citit statistica pe care a pus-o la dispoziția celor interesați chiar Florin Jeanu de la Consiliul Național pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii. În anul 2017 au fost numai puțin de 290 de modificări ale codului fiscal. Nu știu ce spun oamenii de afaceri de aici, dar cu siguranță și aceștia și oamenii de afaceri din străinătate nu sunt fericiți când vorbim de o lipsă de predictibilitate în acest domeniu. Iar în 2018, din păcate, numai în primele trei luni, avem deja 120 de modificări ale codului fiscal. În final, dar nu în cele din urmă, aș vrea să mulțumesc colegilor din ProRomânia pentru faptul că au fost atâta timp alături de noi. Le garantăm că în perioada următoare, fie individual, fie în format de trei sau alături de ceilalți colegi, vom fi în teritoriu, astfel încât să pornim ProRomânia în fiecare județ. I-am promis lui Victor Ponta că o să fiu foarte scurt, erau foarte multe lucruri de spus, dar, așa cum se spune, orice om e teamă să depășească timpul care i-a fost alocat. O zi bună! Am promis tuturor invitaților că la ora 6 terminăm evenimentul, dar toți m-au întrebat dacă vorbește Daniel să nu fac promisiuni de genul ăsta. Tot încerc și gazda noastră, domnul Daraban, sper că o să ne lase aici încă 10 minute, pentru că, vedeți, am zis că vorbesc de viitor, dar mă raportez la trecut. Una din lecțiile importante pe care am învățat-o a fost aceea că un lider este suficient de bun cât de bună este echipa pe care o are. Și din punctul ăsta de vedere, orice fel de compromis, la un moment dat se răzbună și orice om pe care l-ai în echipă, care are ca unic scop cum să-ți ia locul, sigur că la un moment dat te încurcă. Motiv pentru care, împreună cu ceilalți doi membri fondatori, am vorbit cu niște oameni pe care îi respectăm, cu care am lucrat și care au fost de acord să ni se alăture. V-am spus cei pe care îi prezint astăzi ca și responsabili pentru dezbaterea în anumite domenii. Sper să fie completați, să ni se adauge alți oameni care nu au făcut politică sau care au făcut și fac în acest moment și se vor regăsi într-un proiect nou politic. Știți că se vorbea de fiecare dată și la PSD și la PNL, la partidele tradiționale, de departamente. Cine produce politici publice? Astăzi nimeni nu mai produce politici publice și nimeni nu are un răspuns pentru cele mai mari provocări. Dacă întreb orice fel de om de afaceri, de la cei foarte mari până la cei foarte, foarte mici, cum e Daciana, europarlamentar și mic om de afaceri în România, toți îmi spun că cea mai mare problemă e să găsească oameni care să lucreze. De fapt, cea mai mare problemă a României pe termen lung, mediu și lung, va fi forța de muncă. La fel, mi se spune că ceea ce facem în școli, în sistemul de educație, are legătură cu interesul părinților de a fi liberi, cu interesul copiilor de a se distra, dar în niciun caz nu cu interesul societății de a avea niște oameni educați, care educați pentru o societate tehnologică și ocupațională total diferită. Așa încât, ca să nu mă lungesc eu acum, să mă certe Daniel, o să vă spun cine sunt cei care ni s-au alăturat în acest moment și pe care ne bazăm pentru a începe discuțiile cu toate categoriile interesate pe anumite domenii
Și o să-i rog, pentru că nu-i las să vorbească, ca să ne încadrăm în timp, o să-i rog măcar să vină lângă mine așa și să cei care spun că e proiectul lui Ponta să înțeleagă că e proiectul echipei Ponta, ceea ce e mult mai important. O să încep, nu întâmplător, cu Ioana Petrescu, pe care o rog să vină lângă mine și care... și care a învățat că în perioada în care am lucrat împreună, că gândurile bune cu care vii de la Harvard se împotmolesc uneori în mlaștina de la Belina, era să zic, care mi-a propus un lucru cu care sunt total de acord, ca Pro-România să susțină orice guvern al României care se angajează că timp de 4 ani nu modifică codul fiscal. Că vom susține orice guvern al României capabil să crească ratingurile de țară. Nimeni nu vorbește, pentru că e greu să explici ce înseamnă rating de țară, dar noi cei de aici, cei care vrem să ducem societatea înainte, înțelegem că ratinguri de țară mai bune înseamnă investiții, înseamnă împrumuturi mai ieftine, înseamnă dezvoltare pentru România. Mai vreau să spun ceva de Ioana și trec la următorul membru al echipei. Ea încă din 2014 știa ce înseamnă MTO. Eu aveam o problemă și îmi pare rău și cer scuze pentru asta. Mi-aș fi dorit ca acum în 2018 să avem un premier care visează MTO-ul și mai ales aș fi vrut să avem un guvern care să înțeleagă că atunci când faci investiții publice, investiții sigur cu minte și cu gândire pe termen lung, asta înseamnă de fapt să te încadrezi și în MTO și mai ales sigur, chiar dacă pierzi niște voturi dintr-o anumită zonă rurală, să te gândești la dezvoltarea României. Vreau să-i mulțumesc și să o rog să vină lângă mine pe colega mea, Gabriela Podașcă. O să încep cu doamnele, vă dați seama? Care, din partea Pro-România, va trebui să reușească ceea ce a mai reușit când eram amândoi în PSD, și anume să deschidă un dialog în zona de incluziune socială, să discutăm ca proiecte publice pentru copii, pentru persoane cu dizabilități, pentru cei care au ieșit din zona de ocupare de foarte mult timp. Și am promis Gabrielei că dacă vreodată vom ajunge la putere, vom scoate pensiile de la Ministerul Muncii. Pentru că, dacă ați văzut, acum avem doar un ministru al pensiilor. Ori pensiile trebuie să fie în grija Casei Naționale și în grija acelor administratori privați care sper să aibă în continuare de ce să aibă grijă de pilonul 2 de pensii, pentru că eu cred că dacă te gândești pe viitor, te gândești să nu pui ouăle într-un singur coș, trebuie să ai cât mai multe surse pentru pensiile celor care sunt astăzi tineri și cel mai demagogic și condamnabil lucru este să obții voturi azi, amanetând viitorul celor de mâine. Mama mea, părinții noștri, cred că vor pensii mai mari azi, dar dacă li se spune că se întâmplă acest lucru tăindu-ne pensiile noastre de peste 20 de ani, vă garantez că nu or să vrea. Or să spună nu, lăsați-i pentru copii. Dacă puteți, o faceți din creștere economică, din încasări suplimentare. Sunt doar 3 doamne deocamdată în echipă și mai avem până la gender balance, dar mă lucrez în acest sens. Vreau să o rog să vină aici alături de mine pe Emilia Meiroșu, colega mea de la Brăila, care va face ceva ce eu n-am fost în stare să fac, deși am tot propus. Și anume să înțelegem că educația universitară a domnului Câmpeanu înseamnă altceva decât educația preuniversitară, în care avem, acum am pornit de atunci, se pune mai departe în practică un program de creștere a salariilor, asta e foarte bine, dar haideți să cerem și acum profesorilor mai mult. Haideți să cerem să-i alfabetizeze, o să spună colegul Jeanu, să-i alfabetizeze digital, să-i pregătească pe tineri pentru o societate care nu mai seamănă cu societatea lui Spiru Haret, să putem să promovăm politici de pregătire timpurie, am reținut corect, și să-i rugăm pe toți profesorii pe care îi plătim din ce în ce mai bine să se recalifice pentru ce înseamnă școala în secolul 21 și societatea. Vreau să, acum am terminat cu doamnele din păcate, și vin vechi camarazi, cu ghilimele, nu mai folosesc termenul, politici din vremuri grele, și o să rog pe Nicu Bănicioiu, cel care... Mai ești, Nicu?
care până azi, până vineri dimineață era cel mai bun ministru al sănătății pe care l-a avut PSD-ul. De vineri de la prânz este cel mai rău ministru și un mare trădător și așa mai departe, așa se schimbă oamenii. Eu am lucrat cu Nicu în partea politică, dar cred că a fost un ministru al sănătății extrem de eficient, cu minusurile lui, sigur, ca noi toți, dar alături de care putem să facem politici de sănătate, pornind de la zona de salarii, totuși el este cel care nu m-a lăsat să-mi dau demisia până nu mărim și la medici și în zona de sănătate și în zona de educație salariile, dar care în acești câțiva ani în care n-a fost la guvernare a reușit să înțeleagă și să mă convingă și pe mine că parteneriatele public-private în zona de sănătate au o șansă uriașă și reprezintă singura posibilitate de îmbunătățire a infrastructurii medicale pentru viitor. Degeaba avem medici bine plătiți dacă nu avem spitale moderne și dacă nu avem echipament modern, și asta e un lucru pe care cred că Nicu, alături de alte probleme politice, o să mă sprijine. Vreau să-l rog să vină lângă mine colegul meu, domnul Mircea Banias, de la Constanța, care va coordona eforturile noastre în ceea ce privește zona de infrastructură. Eu știu cel mai bine să-i spun de ce n-am putut să fac autostrăzi. Acum știu, dar nu mă mai lasă nimeni, că așa e în România. Cred că ceea ce s-a anunțat în ultima perioadă, cum pornesc autostrăzile și curg în toate părțile, vreau să știți pe baza experienței triste pe care am avut-o, că sunt lucruri total nerealiste și cred că putem să ajutăm orice guvern și orice guvernare care învață din greșelile tuturor guvernelor anterioare și înțelege că zona de infrastructură poate fi dezvoltată doar într-un tip de politică care a dat rezultate în alte țări și nerepetând greșelile pe care le-am făcut în trecut. Vreau să-l rog și mulțumesc lui Răzvan Cotovelea, că, unde-i Răzvan? Ah, cu care am lucrat foarte mult în 2012, când am zis că reușim să scoatem problema fondurilor europene din zona aceea a imposibilității. Toată lumea spunea că nu se poate. Am lucrat alături de Răzvan, am lucrat alături și, evident, și de Eugen Teodorovici, care nu este aici, dar sigur se uită la noi pe Facebook. Și am reușit de la 6% să ajungem la 90% la absorție a fondurilor structurale. Acum avem din nou aceeași problemă de capacitate administrativă, dar cu siguranță Răzvan și noi, cei de la ProRomânia, vreau să ne gândim cum va arăta zona fondurilor structurale după 2020, pentru că Europa se schimbă, bugetul se schimbă și incapacitatea noastră de astăzi ne va crea un uriaș handicap pentru viitor. Cel mai activ în ultimele zile, Mircea Dobre, unde e Mircea? Colegul meu de la Constanța, deputat. El, ca și mine, a încercat în mai multe guverne, dar vreau și cred că experiența pe care a dobândit-o în acești ani, în zona de antreprenoriat, de turism, și el mi-a zis un singur lucru, să luptăm orice ar fi pentru stabilitate legislativă. Suntem țara cu cele mai multe legi, care se contrazic, se bat cap în cap, se modifică și cred că pentru mediul antreprenorial nimic nu este mai dăunător decât această instabilitate legislativă. De asemenea, vreau să lucrăm împreună și cu Ioana, bineînțeles, cu Mircea, pe niște scheme care există deja, și anume indexul global al competitivității, doing business. De fiecare dată când lucram cu Ioana, mi-aducea clasamentul. Am progresat 3, 4, 5, 7 poziții. Spunea Ioana, n-am cum să comunic chestia asta, că o să mă întrebe de Băsescu, de altcineva. În realitate, viața noastră depinde de realizarea acelor lucruri care ne fac să progresăm în topurile internaționale și dacă Mircea sau Ioana nu o să mă bată destul de la cap, o să mă bată Florin Gianu, susținătorul nostru extern. De fapt, primul om care nu e membru al partidului, dar care va fi consultat pe politicile pe care le promovăm în perioada următoare. Vreau să îl rog pe cel mai radical din membrii actualei echipe, și anume pe Augustin Gianu, să vă spun că se va ocupa de ceea ce a încercat și n-a reușit, că vremurile au fost vitregi, și anume
transformarea în realitate a acelui proiect de guvernare. El a folosit primul alfabetizarea digitală, termenul, l-am auzit de la el, și dividendele digitale, câștigul pentru fiecare dintre noi al aptitudinilor. Și cred că dacă spunem că România va fi o Letonia într-un an de zile, probabil că nimeni nu ne va crede. Dar dacă spunem că putem să facem tipul de societate informațională și digitalizată pe care alte țări europene au mers deja, acest lucru ne va schimba viața și ne va adapta ca și administrație, ca și politică la ceea ce face societate. Avem un coleg vechi și nou, care mai recent zboară la propriu, domnul Mihai Sturzu, îl chem alături de noi, care după ce a trăit o viață bună, acum chiar muncește și o face în calitate de copilot, pilot. Și când vine în România, vreau să ne ajute în a găsi soluții prin care politica să se reconecteze la societate. Adică pilotul să intre și în cabină să vorbească cu oamenii, să-i facă să înțeleagă de ce sunt turbulențe sau nu sunt. Și cred că Mihai are capacitatea de a vorbi cu oameni dintr-o generație la care poate eu nu am acces, sau unii dintre noi nu avem acces, în a încerca să reconectăm politica la societate. Nu l-am uitat pe Cătălin Nichifor, colegul meu de la Suceava, care mă filma. Cătălin, alături de care am început politica în 2002, la Suceava. În 2012 a devenit președinte de Consiliul Județean și, devenind și baron, în 2016 n-a mai fost președinte. Vreau să cred că pro-România, tocmai pentru că nu depinde nici de baron locali, nici de alianța cu UDMR, poate să vină și să vorbească, să propună un proiect adevărat de reformă administrativă. Evident că 41 de județe, 8 regiuni și așa mai departe nu sunt o structură eficientă, 3200 de localități cu 3200 de primării, de consilii locale, nu sunt o structură eficientă pentru societatea românească în anii care urmează. Repet, dacă nu mai depindem nici de baron, nici de UDMR, noi trebuie să venim cu acel proiect de reformă administrației publice locale și să-l promovăm, chiar dacă nu avem încă forța politică de a-l impune. Vreau de asemenea, i-ați ascultat pe ceilalți doi colegi ai mei de inițiativă, și anume Daniel, care la agricultură, deși nu vrea să se ocupe doar de agricultură, nu? Vino cu acel. Este autorul moral al celei mai bune măsuri pe care a luat-o guvernul Ponta, și anume scăderea TVA la 9% la toate alimentele și la toate produsele agroalimentare, și este cel care îmi prezenta balanța comercială pozitivă a României în domeniul agroalimentar în perioada 2014-2015. Acum îmi prezintă balanța negativă și sper că împreună cu mediul de afaceri din agricultură, din zona de industrie agroalimentară, va reuși să promoveze politici care să ne crească competitivitatea pe plan intern și pe plan internațional. Sigur, actualul ministru va continua să crească producția la hectar. Important este ca noi să știm cum să o facem competitivă și să deschidem noi piețe. Pe Sorin Câmpeanu, pe care îl rog să mai urce o dată pe scenă, în domeniul universitar are nu doar cunoștințele, ci și prestigiul necesar pentru a lucra împreună cu ceilalți rectori. Vreau însă să vă spun că Sorin Câmpeanu este românul care deține cea mai importantă funcție la nivel internațional. Și faptul că 100 câte țări francofone? 111 țări francofone l-au votat în cea mai înaltă poziție, îi dă acces la un tip de politică externă la care atunci când reprezint structuri clasice nu ai acces. Vreau ca Sorin să fie și ministrul nostru de externe în această perioadă și sunt convins că poate să facă acest lucru foarte bine. Alin Văcaru, colegul meu de la Gorj, este secretarul general al Pro-România și vreau să cred că Alin va reuși pe de o parte să facă o structură. Știu foarte bine că politica nu se poate face fără structuri, dar vreau să fim un partid cu adevărat diferit. Eu i-am spus că dacă mă mai cheamă să particip la un CEC sau la un BPN, îmi dau demisia din partid. Cred și
sunt convins că există un tip de organizare politică pe grupe și categorii profesionale, pe grupuri de interese legitime, pe domenii care să permită unui partid să se adapteze la ce înseamnă în ziua de astăzi politica. După cum vedeți, o să avem nevoie de oameni noi în echipă, pe zona de energie. Nu l-am convins pe Răzvan Niculescu, că n-am atâtea resurse cât au firmele private, dar, de exemplu, nu o să înțeleg de ce România a abandonat listările de la hidroelectrica, de la societățile energetice și acum plătim cea mai scumpă energie din România. Aș vrea în zona de apărare să avem un responsabil care să continue o politică rațională, dar să nu ne ducă pe urmele Greciei, care avea mai multe rachete, tancuri și avioane decât lucrători în industrie și care plătește în continuare acest tip de politică în care vrem să ne punem bine cu toată lumea. În zona de mediu și dezvoltare urbană, și aici Bucureștiul devine cel mai sufocat oraș din România, ca un exemplu pentru alte orașe care se sufocă. Și pe zona de justiție, că aici am auzit că noi cei de aici o să blocăm legile justiției, cele care s-au adoptat deja. Și vreau să spun foarte clar, ca un om pățit din acest punct de vedere, vreau și cred și o să votăm orice schimbare legislativă care va împiedica abuzuri, care va împiedica acel tip de acțiuni care distruge economia, care distruge afaceri și destine. Dar în același timp, tot eu pot să vă spun din experiența personală că o justiție abuzivă e la fel de rău ca o justiție controlată politic și cred că din punctul acesta de vedere am dreptul și legitimitatea să vorbesc despre cum poți fi abuzat de cineva, dar cum poți fi pus în drepturi de oameni care aplică legea. Așa încât aici mai trebuie să mărim echipa. Mai vreau doar să vă spun și cu asta să închei și cred că e 6, că mai avem alături de noi oameni cu experiență, domnul Dorbacă, care știe mai multă politică decât toți cei de aici, de pe scenă, dar tot vă rugăm să veniți. Pe un europarlamentar, Laurențiu Rebega, pe care îl ținem să nu rupă lanțul naționalismului, să-l folosească doar în sens bun. Și să vă spun că, spre deosebire de alte inițiative politice care s-au lansat și ca un fel de avion din ăla de-a lui Mihai, s-au lansat și au aterizat și gata, sunt în hangar. Noi ne ocupăm și în continuare de acțiuni politice săptămâna aceasta viitoare. Vom depune cererea pentru grup parlamentar, după cum știți, suntem 11 deputați și vor mai veni alături de noi oameni. Vreau să lansăm în fiecare lună pe modelul 2011, acele dezbateri sectoriale cu fiecare dintre colegii mei de aici. Vreau, sigur, în octombrie, noiembrie vom face un congres, nu doar să ne alegem pe funcții, ci să stabilim toate aceste politici și ceea ce astăzi am spus în 50 de minute, într-un tip de echipă mai mare și de consens. Vreau să desemnăm candidații pentru Parlamentul European din rândul celor care vorbesc și limba română și limba engleză bine și care au un impact în zona pe care ei pot să o reprezinte. Vreau să desemnăm un candidat la prezidențiale, pentru că în acest moment există doi candidați din zona de dreapta, amândoi redutabili, și domnul Iohannis și domnul Tăricianu. În zona de centru, centru-stânga, nu există niciun candidat. Noi vom propune un candidat, este astăzi aici în sală, și sunt convins că vom putea să propunem în bătălia prezidențială de la anul. Noi aici în sală și nu sunt eu, ca să continuăm în linia bancurilor din ultimele zile, și care să poată să vină cu un proiect de țară de centru-stânga într-o competiție corectă și normală cu proiectele de centru-dreapta. Vom face structuri teritoriale și pe termen foarte scurt, adică până pe 1 ianuarie 2019, vrem să luptăm cu toate armele politice, ca la 1 ianuarie 2019, când avem președinția Uniunii Europene, să avem un guvern de care să ne mândrim și despre care toată Europa să vorbească în următorii 14 ani, când nu vom mai avea președinția, ca despre un guvern competent, un guvern eficient și un guvern patriot. Astea sunt planurile noastre. Vă mulțumim pentru ora pe care ați petrecut-o alături de noi și vă așteptăm la următoarele evenimente. Mulțumesc!
fii atent. Mulțumesc. Era să zic că ne-am comportat aproape nemțesc, am zis o oră, vă mulțumesc mult de tot.